Decizie istorică pentru românii cu credite. Guvernul a decis ca cei cu venituri mici să poată plăti rate scăzute la bancă timp de 2 ani. Regula este valabilă pentru împrumuturile în orice monedă. Maria Toader se află la Palatul Victoria și vine cu detalii suplimentare. Bună seara, Maria! Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care doresc să fie păsuiți? Bună seara, bun găsit tuturor. În primul rând, trebuie să avem credite în momentul de față către bănci, nu vorbim de tipul de credite, se încadrează toate, și să avem un venit maxim echivalent cu salariul mediu pe economie, care în prezent este de 1610 lei. Mai mult, a doua condiție principală este să nu avem restanțe mai mari de 90 de zile față de bugetul de stat sau față de banca respectivă. Practic, acest credit funcționează în felul următor. O persoană care în momentul de față are o rată de 1100 de lei va primi de la stat echivalentul a 500 de lei, practic 2 ani de zile, va plăti doar 600 de lei din această rată. Ulterior, statul îi va oferi un credit fiscal echivalent lunar cu 200 de lei. În momentul respectiv, persoana respectivă nu va mai plăti timp de 2 ani, după acești 2 ani în care a plătit doar 600 de lei, vorbim de taxe și impozite mai mici cu 200 de lei de către stat. În momentul de față, potrivit calculelor făcute de către Ministerul de Finanțe, aproximativ 1 milion de români ar beneficia de această măsură cu caracter fiscal, dar și cu caracter de a impulsiona economia românească. În momentul de față, în această categorie se încadrează atât salariați, dar și pensionari. Maria, îți mulțumim pentru informații. Nu e lună